De curând întrebarea, când începi să faci schimbări în viața ta? Și cred că e contribuție pentru toată lumea să răspund public. Era o glumă pe net. Ion și Gheorghe stăteau de vorbă și Ion îl întreabă pe Gheorghe, măi, câinele tău urlă așa la lună chiar și când e soare? Gheorghe răspunde, da, mai stă pe o scândură cu un cui. Ion zice, păi și de ce nu-l dai la o parte de acolo? Și Gheorghe răspunde, nu, când o să-l doară suficient, o să se ridice singur. Așa că răspunsul meu este că începi să faci diferit când ești în nevoie. Când ești bine cu tine și viața e faină, ești în zona de confort și nu faci nimic diferit. Când nu-ți mai este bine, cauți să revii la forma de bine cunoscută. Totuși, aceea de obicei nu mai este disponibilă pentru tine din vari motive. Astfel că începi să cauți ce altceva poți să faci. Sunt unele persoane care aleg să bea. Totuși, nu aș recomanda asta, deoarece este demonstrat că alcoolul băut regulat îți lichefiază ușor-ușor creierul. Alții se refugiază în muncă, alții în alte dependențe. Niciuna din alegerile astea nu te duc în starea de bine dorită de fapt. Ai nevoie, de fapt, să intri într-un proces de schimbare a credințelor din care să funcționezi, astfel încât să poți găsi o soluție folositoare pentru tine. Și ești dispus să faci asta doar când durerea a ajuns de nesuportat. Sunt Elena Paula și iubește, susțin să-ți transform corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Sunt toate cu inspirație.